Doamnelor, domnilor, urmăriți știrile orei 16. Sunt Cătălina Porumbel. Avem dezvăluiri explozive din întâlnirea secretă a președintelui Klaus Iohannis cu liderii PNL. Președintele le-a cerut acestora să aibă întâlniri bilunare și să obțină un scor bun la alegerile europarlamentare. Potrivit unor surse, Iohannis le-a zis liberalilor că dacă vor obține locul 2 la europarlamentare este acceptabil, dar dacă se vor poziționa pe al treilea loc, este groaznic. Colegul meu, Robert Kiș, are informații despre această întâlnire secretă. Îl urmărim. Bun găsit! Întâlnirea dintre președintele Klaus Iohannis și conducerea Partidului Național Liberal a avut loc ieri și spun surse politice că scopul acestei întâlniri este pregătirea campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. Președintele se implică așadar, iată, în viața politică a Partidului Național Liberal și asta pentru că se bazează pe PNL președintele pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc în acest an. Spunea Klaus Iohannis chiar luni că păstrează legătura cu conducerea partidului și că acesta va fi partidul care îl va susține în campania pentru alegerile prezidențiale. Cât despre alegerile europarlamentare, Klaus Iohannis le-a transmis liberalilor că ar trebui să-și definitiveze echipa de campanie pentru aceste alegeri, o echipă care ar trebui deja să se apuce de treabă, scopul fiind acela ca partidul să câștige alegerile europarlamentare.